Toamna e în punctul ei maxim în momentul de față și zile ca aceasta în care lumina este plată, difuză, cerul înnorat, vor fi din ce în ce mai dese. Așa că astăzi explorez locația asta, fac fotografie de peisaj și împărtășesc cu voi câteva idei, sfaturi, compoziții, setări, chestii de genul ăsta. Poate vă ajută și pe voi să abordați într-un anumit fel peisajul în fotografia voastră, într-o zi cu lumină de genul ăsta. Ca fotograf de peisaj, un lucru extrem de important este să înțelegi felul cum lumina afectează peisajul și să înțelegi unde anume să te poziționezi. Un sfat secundar. Într-o situație de genul ăsta, sfatul meu este să folosești cizme de cauciuc și nu bocanci de munte, pentru că o să ți-i strici. Asta e sfatul meu, tu faci cum vrei. Primele cadre pe care le vai face vor fi cu frunzele căzute din copaci. Foliajul de pe jos creează modele interesante, pattern-uri interesante. Uneori ai o frunză care arată mai deosebit. Poți să fotografiezi frunzele pe suprafața unei ape, dar trebuie ca apa să fie clară, să nu fie muloasă. Pentru că o fotografie de genul ăsta să arate interesant, trebuie să cauți totuși ceva deosebit în locul unde fotografiezi. Frunze de culori diferite, forme diferite, suprafața pe care au căzut poate fi diferită. Deci nu este doar despre a îndrepta aparatul în jos și a fotografia absolut orice. Acest buștean căzut este o situație ideală în care frunzele sunt căzute pe o suprafață interesantă, verdele mușchiului arată interesant. Setările sunt F800 100, pentru că folosesc un trepied. Timpul de expunere nu are mare importanță, îl setez în funcție de lumină. Situația mea a fost 1,6 secunde, pentru că e încă foarte dimineață și e destul de întunecat afară. F8 e mai mult decât suficient, pentru că suprafața e plană și totul va fi în focus. Am folosit și filtrul de polarizare, deși când fotografiez de sus, filtrul de polarizare are un efect minim. Dar uneori contează chiar și acel minim pentru rezultatul final. După cum vedeți în jurul meu, pădurea asta e un haos total. Nu este pădurea pe care vă prezint eu de obicei în vlogurile mele. Dar chiar și într-o situație de asta poți fotografia normal. Folosesc 70 la 200 mm. Pentru că focala aceasta lungă mă ajută să izolez lucrurile mult mai simplu, mult mai ușor decât obiectivul meu pe care îl folosesc, obiectivul 24-105 pe care de obicei îl folosesc în pădure. Am găsit un cadru care poate fi interesant, cred eu. Este un grup de copaci care cresc din aceeași rădăcină aproximativ. De fapt, nu cred că chiar cresc din aceeași rădăcină. Și ceea ce se întâmplă în spatele lor creează un contrast puternic pentru că sunt frunzele acestea colorate. Prima dată am încercat o încadrare normală, formatul landscape. Am avut grijă să nu introduc cerul în cadru, să polarizez imaginea. Ca setări am folosit F8, ISO 100 și 0,4 secunde. Am observat perigile astea și contrastul este foarte mare dintre verde și frunzele căzute și voi încerca o abordare puțin mai diferită. Ce voi face? Voi folosi frontala și voi pune lumină pe o zonă a ferigii. Voi expune pentru acea zonă și în felul ăsta restul elementelor vor fi mai întunecate, imaginea va fi mai dramatică. Genul ăsta de cadre, dacă ai pe cineva cu tine, ies foarte ușor, că ține la lumina și se rezolvă treaba ușor. Dacă nu e cineva cu tine, va trebui să tot încerci, cum voi face eu acum, voi încerca anumite setări până când va ieși ce trebuie. Pentru ca genul ăsta de cadre să meargă frontală, trebuie să fie destul de puternică. De aceea poți să faci chestia asta mult mai ușor dimineața, când lumina ambientală e mai scăzută și pe lumină difuză.
să ai o minte deschisă la ceea ce se întâmplă în jurul tău, pentru că plecând uneori cu idei preconcepute poți să ai un blocaj în momentul când acele lucruri nu se întâmplă. De exemplu, eu azi dimineață trebuia să fotografiez răsăritul pe malul unui lac, poate să am puțină ceață pe suprafața lacului, dar uite că nu s-a întâmplat și lumina era neinteresantă pentru acea locație, așa că am schimbat cumva macazul, am zis, bă, hai să mă bucur de ieșirea asta, totuși merg în pădure, știu clar că nu voi face acele cadre maestoase, acele cadre interesante sau acele cadre de nu știu câte sute de like-uri, dar fotografia de peisaj nu e întotdeauna despre chestia asta. Dacă ai învățat ceva din filmul ăsta și dacă ți-a plăcut, dă un comentariu. Poate vrei să înveți mai multe despre fotografia de peisaj, atunci am workshop-urile, cursurile și e-book-ul meu despre fotografie de peisaj. Până data viitoare, fotografiază, că e singura modalitate de a deveni mai bun. Pa, pa!